Salutare, salutare! Ce faceți, bofra? Uite, eu sunt nu bea grozav. Sunt pe acasă acum. E sâmbătă. E ziua mea preferată din săptămână, ca să zic așa, și duminica la fel. La duminică mai puțin, că știu că vine lunea și începe treaba. Și începe alte activități și alte drumuri și alte chestii și cam mai... Am vrut să vă fac acest video ca să fac acest video ca să nu ca să mă expun frustrările sau problemele mele. Dar am zis că dacă nu o să mai vedeți stream-uri după o perioadă de timp, să știți de ce. Am o problemă psihică destul de gravă. Gen, aud niște voci care persistă și persistă și persistă la infinit și nu se mai opresc decât dacă iau niște pastile foarte puternice care îmi sunt prescrise în tratamentul meu. Și vocile astea îmi spun niște chestii foarte nasoale, gen ceva gen Ele Macșu, ba să rămâne tot poticul meu, doar un dom vi-l bem, tot un Macșu doi, ba să rămâneți, doar un gheiuț vi-l bem. Doar un gheiuț bun, ba să rămâneți și chestii de genul ăsta și care se repetă la infinit și toate vocile astea se propagă de la o sursă care se aude așa în ecou, vocea unei femei, se propagă prin intermediul oamenilor din jurul meu, care sunt, poate să fie și vecini, poate să fie și oameni străini care ne cunosc. Toți oamenii ăștia care sunt în jurul meu îi aud vorbind aceleași chestii. Repetând aceleași chestii care vi le-am zis mai devreme și chestia asta mă acaparează, când pune stăpânire pe mine, îmi pierd concentrarea aproape complet. Și încep să dau rateuri la anumite chestii. Mă bâlbâi și încep să dau rateuri și se repetă, se repetă, se repetă de foarte mult timp deja, de câțiva ani. Și e destul de nasoală treaba. Adică concentrarea mea este foarte problematică în aceste momente și nu știu ce să fac. Am ajuns într-un final la concluzia că trebuie să mă internez la numărul 3 în Sibiu. Și o să mă duc pe marți. Luni mă duc și-mi iau tratamentul și marți o să mă duc să-mi iau să-mi cu trimiterea de la doctorul meu psihiatru să mă duc la spitalul numărul 3 să întreb când se poate face o internare ca să-mi tratez problema asta a mea, că poate există vreo pastilă care ar putea să mă vindece de această boală psihică care am și care a evoluat rău de tot, în sensul că înainte auzeam vocile astea, le auzeam doar în ecou așa, auzeam de la sursă, deci auzeam numai sursa, nu-i auzeam pe oamenii din jurul meu vorbind aceleași chestii. Nu-i auzeam pe toți oamenii din jurul meu vorbind aceleași chestii, propagând vocea respectivă a femeii alea. Acum totul se propagă prin oameni și aud, iau pe toți vorbind la fel. Aceleași chestii. Tot boticul meu, tot un mac și doi, ba să rămâneți. Și pe boticul vi-l bem, adică vi-l bem însemnând îți bem chestia aia numită spermă, ca să zic așa pe românește, care e o porcărie. Și toate porcăriile astea, deci niște chestii cu tematică sexuală care n-au nicio legătură, deci au niște chestii oribile. Și pe toți oamenii din jurul meu vorbind de aceleași chestii și când ies afară nu pot să mă duc departe, că dacă mă duc departe și încep să aud vocile astea, încep să mă pierd. Deci am fost zile în care m-am pierdut pur și simplu. M-am dus la o distanță, când mă duc la o distanță mare, mă pierd. Și nu mai știu să mă întorc acasă după aia. Și destul de nasoală treaba. Acum am luat pastilele și sper să-mi treacă după vreo oră, două de odihnă. Încerc să mă odihnesc. Și da, singura cale de rezolvare ar fi să mă duc să mă investighez la un spital de psihiatrie, de boli psihice, că n-am ce să fac altceva.
Nu pot să mai stau o veșnicie cu problema asta, că e nasol de tot. Că nu poți să faci nimic, frate, în afară de să-mi joc jocurile mele preferate și să mai fac diverse activități pe în casă și pe unde mai fac eu, pe unde mai duc la cumpărături, la plăți, la alte chestii, drumurile care le fac ca să-mi ajut soția. Pentru că îmi iubesc foarte mult soția și asta vreau să știi, draga mea, Adela, vreau să știi că te iubesc enorm. Și că nu te voi părăsi niciodată. Și niciodată nu voi, și sper ca și tu să nu mă părăsești niciodată. Să mă accepti așa cum sunt și să mă iubești așa cum sunt, pentru că o să te ajut cu tot ce pot. Mai puțin chestiile care nu pot să le fac, dar o să te ajut cu tot ce pot. O să am o pensie mai mică și asta este, va trebui să accept ideea, pentru că asta e boala mea. Asta mi-e boala și trebuie să o țin sub control cumva. Și e nasol să ai așa o boală ca asta și vreau să fi fost oricine altcineva în momentul de față care să n-ar fi avut, să nu fi avut această boală psihică pe care o am eu. Și asta a apărut, că nu era, sau probabil că era undeva, dar s-a revoltat asupra mea subconștient în ultimul har. Și fac această filmare și pentru doctorul meu, psihiatru, care va fi la spital. Pentru doctorul psihiatru de la spital, care îmi va face internarea, ca să-i arăt problema asta mea psihică, să nu mai fie nevoie să explic în atâtea cuvinte, pentru că poate atunci o să fiu sub influența vocilor și nu o să pot să mă concentrez la ceea ce am să-i zic. Și fac acum cât sunt lucid și cât liniște, cât sunt liniștit acum psihic. Fac această înregistrare ca să o aibă acolo și o să era pe YouTube dacă e. Și cam asta e, în mare parte. În rest, Doamne ajută, n-am alte probleme. Dar asta e cea mai nasoală problemă, vol. Că dacă aș fi avut altă problemă, alt handicap sau altceva, ar fi fost bine. Deci, într-un cuvânt sau altul, am dobândit un handicap, vocile, care nu se mai termină niciodată. Și încerc să combat această problemă cu pastile, o medicație, o odihnă și muzică. Muzică bună. Că înainte ascultam metal și rock, gât de ăsta dur, ascultam și formații dure și nu aveam nimic. Am băut alcool, am băut cafea la greu și beam cafea la greu, beam alcool la greu și nu aveam nimic, frate. Deci eram lucid și nu auzeam nimic niciodată. Asta s-a manifestat de până în 2018, dacă nu mă înșel. 2019, parcă. 2019, da. De până în 2019. Deci de vreo 3 ani și ceva se manifestă problema asta și a început ușor și de-a lungul anilor a evoluat boala. Adică a evoluat la modul că nu se mai potolesc ăștia din jurul meu, care oamenii ăștia care îi aud eu. Și probabil că nu e așa realitatea, dar eu îi percep ca vorbind aceleași chestii, repetând cuvintele care vi-am zis mai devreme, odioșeniile și cuvintele dezgustătoare care le-ați auzit mai devreme. Și îmi pare rău că a trebuit să folosesc limbaj obscen pe acest video, dar trebuie să mă exteriorizez și eu cumva. Și am zis că acest video îl fac nu numai pentru YouTube, îl fac și pentru medicul psihiatru, ca să îl arăt și să găsească o soluție pentru problema mea. Poate există vreun medicament mai puternic de atâta care face mai bine sau care elimină acest efect de voci care se creează și nu știu, vedem. Toate în timp se vor rezolva, în orice caz. Dar deocamdată problema este nașpa cu mine. Deci nu pot să zic că sunt bine. Am momente și momente. Nu mai am o zi bună în care să n-au voci deloc toată ziua. De foarte mult timp. De câteva săptămâni nu mai am. De vreo 2 săptămâni așa. Cam 2-3 săptămâni nu mai am o zi bună în care să nu mai aud nimic. Toată ziua. Am mai avut zile din astea. Dar au fost prea puține. Prea puține bune. Și prea multe rele. Și ce pot să vă zic? Dacă vreți să-mi doriți ceva, doriți-mă sănătoșire. Și să-mi țin capul pe umeri. Așa cum pot.
Și aia e, și luni va trebui să mă duc cu nevastă mea până la, cu soția mea până la doctorul psihiatru care îmi dă tratamentul. Pentru că dacă mă duc singur și mă apucă acest efect al vocilor, cine știe pe unde ajung. Cine știe dacă mai ajung acasă sau dacă mai ajung acolo unde trebuie sau dacă mă pierd pe drum. Aoleu. Sau dacă mă pierd un obiect sau ceva. De-aia zic, ar fi mai... E riscant. E riscant în orice caz. Și o distanță simplă până unde mă duc eu. Care o făceam înainte fără probleme acum câteva luni. O făceam, dar n-aveam treabă. Mă duceam și singur cu taxiul, mă duceam și cu autobuzul. Cu autobuzul n-am fost, am fost cu taxiul eu de cele mai multe ori. Aia e chestia. Să văd, poate reușesc să mă duc cu taxiul dacă mai... Da, cu taxiul m-aș duce. Dacă ar fi vorba să mă duc singur. Dar dacă nu, va trebui să mă duc cu Adela, că n-am ce să fac dacă mă duc cu autobuzul. Că până vine autobuzul ăla și stau cu ochii pe ceas și nu știu ce, pot să și întârzi și e destul de nasol cu autobuzele în Sibiu, că circulă greu. Circulă foarte greu cu anumite autobuze. Și nu ajungi când trebuie, unde ai treabă, știți? Și cam aia, dacă vreți să-mi doriți ceva, doriți-mă însănătoșire grabnică și însănătoșire, sau măcar însănătoșire, atâta, sănătate, dacă vreți să doriți-mi sănătate. Și cam aia e totul. Și pentru soția mea, te iubesc enorm, așa cum ești. Și am să te ajut cu tot ce pot, cu tot ce îmi permite ființa mea umană, toată viața mea. Și am să te iubesc toată viața mea până în ultima clipă a vieții. Pentru mine nu există nicio altă femeie în viața asta care să fie nici măcar prietenă, deci nu mă interesează, nu vreau să-mi fac prietene sau chestii de genul ăsta, nu vreau să le nicio relație de amiciție măcar cu vreo fată, cu vreo altă fată în afară de soția mea. Nu mă interesează alte femei, deci chiar bărbați, da, băieți, da, deci băieți, cu băieți să legați de prietenie, da. Dar cu femei, nu. În niciun caz, cu alte femei. Pentru că mă iubesc numai soția și pun. Și eu sunt mai antisocial de felul meu. Nu vorbesc nici cu prietenii mei care nu mă sună cu lunile. Că dacă nu-i sun eu, ei nu mă caută pe mine. Știți? Și cam aia e faza. Așa că, ce pot să zic? Opresc aici filmarea și ne auzim mai târziu un FSM 100 2005. By the way, am marcat un video cu 100 2005. Intrați și uitați-vă și voi peste el. Hai! Ne auzim, salutări!